Pilonul construit în mijlocul drumului național 17, cunoscut printre suceveni ca zidul morții, a mai făcut o victimă. Vineri seară, un tânăr de 21 de ani din comuna Todirești a murit după ce s-a izbit frontal cu mașina în piciorul de pod al viitoarei șosele de centură a municipiului Suceava. Pompierii l-au descarcerat în timp record, dar din cauza rănilor grave, medicii nu au reușit să-i salveze viața. Am intervenit la fața locului cu două echipaje de descarcerare. Colegii mei au creat accesul rapid către rănit care era încarcerat, inconștient și în stare foarte gravă. L-au extras pe acesta în mai puțin de 3 minute și l-au predat lucrătorilor de la ambulanță, care l-au transportat la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Suceava. Din primele concluzii ale anchetei, se pare că accidentul s-a produs din cauza neadaptării vitezei la condițiile de trafic. Din cauza ceții dese, visibilitatea în zonă era de mai puțin de 50 de metri, iar carosabilul era acoperit cu mâzgă. Pe drumul național 17, la intersecția cu drumul de centură al Suceavei aflat în lucru, conducătorul unui autoturism nu a adaptat viteza la condițiile de mers. Carosabil acoperit cu mâzgă, vizibilitate redusă și ceață, vizibilitate redusă, da? Și a intrat în coliziune frontală cu stâlpul de susținere la intersecției denivelate. În același loc, în noiembrie 2012, alte trei persoane, doi adulți și un copil, și-au pierdut viața după ce camionul cu lemne în care se aflau s-a izbit în pilon. De atunci, piciorul de pod este cunoscut printre suceveni ca zidul morții. Chiar și primarul comunei Șcheia, Vasile Andriciuc, spune că soluția aleasă de proiectant a fost o greșeală. Avem trei cruci, acum e a patra cruce, sunt foarte multe accidente. Este groaznic. Groaznic, ce să facem? În calitate de primar, eu am luat toate măsurile care e pe teritoriul comun. Nu poți să fii indiferent, este drum național, drum european. Dar din punct de vedere tehnic este o catastrofă, domnule. Avem patru morți care sunt în locul respectiv. Fără comentarii, nu suntem, suntem vinovați. Pilonul este contestat și de șoferi. Oamenii spun că realizarea unui obstacol în mijlocul unui drum european a fost o decizie aberantă. De ce e așa periculos? Pentru că e pus în centrul străzii, cum nu trebuia să fie pus. Un zid criminal, pe părerea mea. Ui, nu-i nimic balizat bine, părerea mea, nu știu. Nimic nu-i semnalizat bine, nu-i balizat bine, nu. Foarte aiurea a făcut. Ăla ăsta care e un proiectant, care a fost cel mai prost proiectant care l-am văzut. Umblu toată lumea de 20 de ani umblă afară în străinătate, dar mai prost proiectant că ăsta n-am văzut, sincer. Într-un comunicat de presă, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România a precizat că pe perioada executării lucrărilor de siguranță rutieră în zonă se ocupă firma de construcții și că la data accidentului semnalizarea a fost în conformitate cu planul stabilit împreună cu Poliția Rutieră.